feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got you. Răzvan, Dani, Horia. Și toată lumea aici, prezent în platou, în septembrie luni, această frumoasă zi de dimineață. Nu uitați, astăzi avem o lasagna cu aromă de rom. Mulțumim, Horia, ești blocat pentru următoarea întrebare. Te poți debloca doar dacă răspunzi corect sau dacă unul dintre invitați folosește maimuțoiul. Răzvan? Mulțumesc, Dani. Horia, iată o altă calitate a acestui artist. Horia, iată fiul tău. Se dedublează și apare unde nici nu te aștepți. Hei! Cum stăm cu lasagna, Dani? Horia? Răzvan. Da. Lasagna este gata, ca să spui așa. Vlăduț, în mare ce am pus pe tavă, înainte de a băga la cuptor? În primul rând vreau să spun un lucru foarte important, de fapt. Cel mai important lucru este, în afară faptului că este decorată cu gogoșari, gogoșarul inspiră toamnă, am numit-o lasagna cu aromă de septembrie luni. E, da! Genial! Genial! Dar cum v-am gândit, domnule? Alea vă vin ideile astea. Ne-am gândit foarte bine, pentru că luni de dimineață mergem la cumpărături pentru lasagna și cumpărăm gogoșari, țelină, morcov, ceapă, usturoi, ardei gras, pregătim un sos extraordinar de gustos și fantastic, așa ca pentru septembrie, astfel încât aromele de toamnă să se întrepătrundă între foile de lasagna, aromele de toamnă să se întrepătrundă și să alunece către papilele noastre gustative pe note muzicale. Da. Nu-i așa? O punem la cuptor după ce așezăm legumele între foile de lasagna, da. 20 de minute fix pe ceas, dar nu înainte să rozim cașcaval din belșug, pentru că sub această crustă de cașcaval foile de lasagna se hidratează și, așa cum place mie să spun, au aroma de septembrie luni împreună cu aroma de toamnă și vine, te-am uitat să spun. Super. Este foarte important. Stop, restul pe rețeta lui Vlăduț pe sub site-ul nostru. Ai înțeles, domnișoară? Da, ai punctat? Da. Nu, că erai în chat, dar acum ești... Acum am înțeles. Deci, știi că Andreea nu are probleme de genul ăsta, ce sutien să-și pună la prezentarea emisiei, deci ar putea să rămână aici. Bine că mi-ai amintit. Dragul meu, Horia, ne-am gândit în sânul echipei, da, la un cadou pentru tine. Sigur că n-am fost atât de excusit să facem rost de un tort. Și pentru că visul meu a fost întotdeauna să comand orchestră, pot să preiau un pic frâiele? Doamnelor și domnilor, cu ajutorul lui Cristi, cu ajutorul băieților din HB Orchestra și cu ajutorul Danielei, vom introduce în platou chiar acum cadoul nostru pentru această întâlnire. Bănuiesc că nu se mai potrivește aia cu altceva, n-am găsit. Deja am văzut neața cu alți ochi.